Antevorbitorul meu, care prezenta programul de pe scenă mai înainte, a spus un cuvânt mare. Vom premia cuplurile care împlinesc 50 de ani de căsătorie. 50 de ani de căsătorie e un mare lucru, e o viață de om. Mai fac câte o glumă câteodată când oficiez câte o coronie civilă și le spun, stimați tineri, să știți că e greu în viață primii 50 de ani, după aia începi să te obișnuiești. Acum cu adevărat, cu adevărat, dumneavoastră, cei care veți urca imediat pe scenă, împliniți 50 de ani de căsătorie. Noi, conducerea unității administrativ-teritoriale, v-am invitat cu prieteni, cu copii, cu nepoți, cu strănepoți, cu vecini, într-o cuvânt, cu acei dragi dumneavoastră. V-am invitat astăzi alături de noi, o să vă invit în scenă, instituția noastră a pregătit pentru dumneavoastră câte un premiu în bani, în funcție de buget. Și din aceste motive mulțumesc Consiliul Local care și-au dat avizul favorabil pentru ca dumneavoastră să primiți un premiu. Astăzi voi premia olimpicii noștri care și-au arătat puterea dumnealor atât la șah, atât la sport, atât la învățământ, cât vor fi premiați cu niște sume, zic eu, destul de consistente. Dar înainte de a urca pe scenă, pe cei ce împlinesc 50 de ani de căsătorie, rog jandarmeria, care ne-a fost și ne este alături, să sprijine la momentul respectiv pe cei ce împlinesc 50 de ani și îi voi invita în scenă. Dar, înainte de toate, dau cuvântul doamnei deputat Teodora Șotcan. Poate dumneaei ar putea să ne rostească câteva cuvinte. În acest timp, rog pe cei ce sunt lângă scenă să-mi aduc un pahar cu apă. Bună seara! Mulțumesc mult domnului primar pentru invitația făcută de a fi și în această seară alături de dumneavoastră. Eu vă spun cu sinceritate că la vânătoare nu merg, dar dacă domnul primar a destăinuit din tainele unei relații de vânătoare cu un prieten de-al lui, îmi permit, cu acordul dumnealui, să dezvălui conținutul unei convorbiri din multele pe care le port cu dânsul. Dumneavoastră deja știți, nu vă spun nimic nou, ori de câte ori mă întâlnesc cu domnul primar Bujor, discutăm despre problemele cu care dumneavoastră vă confruntați, despre problemele cu care dumnealui se confruntă și la cele mai multe dintre ele a găsit deja rezolvări, mai are de lucru până în 2020-2024. Vorbeam cu colegul meu, vicepreședintele Consiliului Județean, că eu îl văd pe primarul Bujor sărbătorind 600 de ani de la atestarea Comunei Dofteana. Creează emoții, scuzați-mă, opoziției, vă rog. Lăsați-i poate mai speră, vă rog. Domnul primar, ăsta este unul din rolurile mele, să creez emoții opoziției. Să revin într-un registru un pic mai serios. Ceea ce face primarul Bujor face foarte bine și face parte din ceea ce trebuie să facă un primar de localitate. Într-una din discuții, un lucru care, vă spun sincer, pe mine, ca mamă, ca profesor, m-a impresionat, a fost când mi-a adus în atenție faptul că în acest început de an școlar, în localitatea dumneavoastră, din păcate, sunt câteva familii pentru care începutul de an școlar reprezintă o dificultate financiară greu de trecut. Faptul că un primar este preocupat de la cele mai mari probleme ale comunității până, haideți să zicem, și cele mai mici, pe mine m-a impresionat. Am luat imediat legătura cu prieteni de-ai mei pe care îi invit în scenă. E vorba de reprezentanții Asociației Educat, tineri, prieteni de-ai mei, care au luat hotărârea să înceapă să schimbe atitudinea tuturora vis-a-vis de problemele noastre. Probleme ale copiilor, cum sunt copiii din jurul nostru, probleme ale adulților, probleme de mediu, orice probleme. Și am hotărât ca astăzi la Dofteana să începem să ne schimbăm atitudinea
față de problemele celor din jur. Începem azi aici și avem 5 prieteni, primii 5 ai asociației Educat, dar cu siguranță nu vor fi și ultimii, nici ultimii. Domnule primar, am ales Dofteana nu întâmplător. Aici se poate schimba atitudinea. Azi, în zi de sărbătoare, vă doresc să fiți sănătoși, să vă bucurați de tot ce ați realizat și să aveți o sărbătoare așa cum o meritați. La mulți ani, locuitori ai Comunei Dofteana!